crescut în comuna Sirisia. Mă bucur că am învățat, am crescut, am plecat, m-am întors, mă bucur că sunt aici, acum, la 50 de ani, și mă bucur că împreună am făcut lucruri frumoase. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Începând de când m-am născut și până în prezent. Mulțumesc tuturor pentru cei care au fost lângă mine și m-au ajutat și am fost de bun augur împreună pentru această comună. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc tot sufletul să rămânem împreună pentru că va trebui să facem lucruri și mai mari și mai frumoase. Merită să lăsăm o urmă noastră, o comună, pentru ei. Pentru că și ei, așa cum îi vedeți, merită munca noastră și aplauze noastre. Vă mulțumesc din suflet! Din tot sufletul mulțumesc tuturor cetățenilor comunei Sirisia și tuturor oamenilor care au crezut în mine. Mulțumesc copii, mulțumesc din tot sufletul, așa mi-aș dori să fie fiecare an, și cu bune și cu rele, pentru că viața pe pământ trebuie trăită cu sufletul, cu dăruirea sufletului către oameni și cu ceea ce suntem noi pentru comuna Sirisia. Vă mulțumesc din suflet! Domnul primar, vă mulțumește din tot sufletul și vă dăruiește acest Moș Crăciun, pentru că nu i-a adus nimic. Poate dumneavoastră vă aduce. Doamne ajută și numai bine să ne trăiți! Vă zic să vă pur și să dau microfonul. Mi-a aduce moșul mai mereu. Eu sunt bucuros cu ceea ce avem în comuna asta și mi-aș dori din tot sufletul să păstreze moșul lângă noi tot ceea ce avem. Vă mulțumesc din suflet și acum, pentru voi copii, îmi doresc să fiți mai mult decât atât. Îmi doresc să deveniți oameni și poate la 50 de ani să fiți aici, în comuna noastră, fiecare cu meritul lui, cu profesionalismul lui și cu viitorul lui. Vă chem și vă chem pe toți să rămâneți în comuna noastră. Vă spun că vom avea o comună de viitor.